Salutare, sunt Mihai Daniel, bun venit pe canalul Consultanță Crypto, bine v-am regăsit pe cei ce sunteți deja abonați, bun venit celor noi. Astăzi e prima zi când am plecat din țară, sunt în deplasare, deci nu mai am condiții de birou, să folosim charturi și imagini, așa că am să încerc să fac un sumar a ceea ce se întâmplă în această perioadă. În primul rând, cu părere de rău, John McAfee a murit în închisoare în Spania. John McAfee este cunoscut pentru antivirusul McAfee, însă ulterior el a fost foarte activ în această industrie cripto timp de vreo 2-3 ani. Era foarte cunoscut de mulți, respectat, bineînțeles acuzat și de diverse scamuri de mulți oameni, însă, din păcate, a decedat în închisoare, se presupune că s-ar fi sinucis, tocmai când trebuia să fie trimis înapoi în Statele Unite, unde risca 30 de ani de închisoare. Revenind la piața cripto, se pare că tweet-urile lui Musk zguduie mai mult piața decât lucrurile reale care se întâmplă. Și anume, un exchange african a cauzat dispariția fondurilor a mulți oameni. Aproape 4 miliarde de dolari la vârf au dispărut odată cu fondatorii acestui exchange, care au dispărut în ceață. De asemenea, unul din fondurile de staking pentru Ethereum a acuzat faptul că fondatorul a pierdut cheiurile de acces, de fapt datele criptate de accesare a fondurilor, și se presupune că peste 75 de milioane de dolari sunt pierduți. Sunt foarte multe evenimente care se întâmplă în cripto, dar acestea nu mișcă piața, adică mi se pare stupid ca un tweet al lui Elon Musk să miște piața în așa fel, iar aceste pierderi de fonduri să nu afecteze cu nimic. Această corecție care a avut loc acum două zile, care a generat oportunități de piață la valori care nu s-au mai întâlnit din ianuarie 2021, adică prețuri extrem de mici, ar fi cauzată de banul sau blocajul minerilor din China. Este a nu știu câta oară când se întâmplă lucrul acesta. La urma urmei, cred că lucrurile vor reveni la normal. Revenind la piață, Bitcoin-ul dimineața asta a fost undeva în zona de 33.000 de dolari. Sunt cu ochii pe charturi, sper să ieșim din această corecție. S-ar putea să nu fie ultima, există voci care spun că în luna iulie ne poate aștepta o corecție mai mare decât am avut acum, adică putem să testăm zone mai de jos, undeva la 25-22.000 de dolari. Repet, sunt probabilități, nu sunt certitudini, nu știm dacă se va întâmpla chestia asta sau nu. Eu o să vă anunț dacă corecția de moment se încheie și ne îndreptăm către zona de 40.000-44.000. Rămâne de văzut. Îmi cer scuze, episodul de astăzi nu o să fie unul foarte lung, sunt foarte obosit, nu am dormit foarte mult azi noapte, am călătorit, dar am să vă țin la curent. De asemenea, am atins numărul de 6.000 de persoane pe Twitter, suntem o comunitate frumoasă, iar acolo încerc să postez toate noutățile din industrie cât de mult se poate în fiecare zi, uneori am și 7 postări pe zi, vă aștept un număr cât mai mare acolo. Sunt disponibil chiar și plecat din țară pentru cei care doriți consultanță pentru investiții, o oră sau două pe zi, putem face prin Zoom sau prin Skype. De asemenea, cursurile de bear market, cursul de tranzacționare sunt disponibile pe site-ul nostru. Să ne revedem cu bine mâine, toate cele bune!